Hristos s-a născut în cetatea lui David, culcat într-o iesle. El nu avea nici frumusețe, nici strălucire și totuși, acolo, în găstaul, unde era pruncul, o mulțime de cerească s-a coborât, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui.